Salutare, băbăiți! Eu sunt Antidot, iar în acest videoclip vom vorbi despre un posibil skin exclusiv care s-ar putea să fie chiar de la Samsung în Fortnite. Momentan nu avem o confirmare atât de sigură de la cei de la Fortnite sau de la cei de la Samsung, însă probabilitatea este una foarte mare, deoarece există anumite informații care licuiesc acest lucru. Nu doar că el a apărut în fișierele jocului, adică skinul acesta a apărut în fișiere și nu are nicio sursă, însă și cei de la Samsung au spus niște lucruri care par să fie niște leak-uri mai exact. În primul rând, este vorba despre un nou skin care este în versiunea feminină, adică este un skin de fată, iar skinul acesta, precum vedeți, se numește Iris. Este vorba mai exact despre un skin de fată cu tematica de bandit, așa este și denumită în fișierele jocului, mai exact Hoodie Bandit Female, care înseamnă că este o fată care are un hoodie, adică un plover cu glugă. Precum am spus mai devreme, skinul acesta se numește Iris, însă are două customizări. În prima, adică cea default, este aceasta cu gluga pe cap, iar în dreapta vedeți că este cealaltă care se numește Hood Down și vedeți că nu are glugă. Nu este ceva foarte wow, însă măcar are o customizare. Iar în lobby, skinul acesta arată în felul următor. Vedeți că are niște pantaloni scurți, adică foarte scurți, și are ploverul acesta care este cu roz și cu albastru. O chestie foarte interesantă este că culorile acestui skin, adică culorile de la ploverul acesta, sunt aceleași cu culorile pe care le avea skin acela care arată ca și Iconic, adică prima versiune a lui Iconic, pentru că era o versiune care era așa în pijamale, să spunem, iar după această versiune care nu a apărut niciodată în Fortnite, a fost făcută acea versiune Iconic. Și este puțin cam ciudat, deoarece au aceleași culori, iar Iconic a fost un skin exclusiv și este unul, și într-un fel, acest lucru ar putea însemna că și skinul acesta va fi exclusiv, adică este un fel de spoiler. Despre skinul acesta în sine, nu se știe sigur dacă va fi un skin exclusiv sau unde va apărea, însă se pare că în fișierele jocului există și backbling-ul și pickaxe-ul de la acest skin. Backbling-ul se numește Roundabout și pe acesta nu scrie unde va apărea, adică dacă apare în item shop sau dacă va fi exclusiv, e ca la skin, însă pe pickaxe-ul de la acest skin, care se numește Pop Axe, scrie că va apărea în item shop, ceea ce sună puțin cam ciudat. Skin-ul se presupune că va deveni exclusiv și nu scrie unde va apărea, dar pe pickaxe-ul acesta scrie că va apărea în item shop. O chestie foarte interesantă descoperită de un leaker este că și-a dat seama că în fișierele jocului acest skin, dar și pickaxe-ul se numesc Hoodie Bandit Female, adică este și precizat că este un skin feminin, iar de obicei, cei de la Fortnite nu specifică acest lucru în denumirea unui skin, adică nu scriu dacă este feminin sau masculin în denumirea lui, iar leakerul acesta a spus că este posibil, doar datorită acestui lucru, să apară și versiunea masculină, ceea ce, după părerea mea, da, este cam posibil, pentru că de ce au menționat acest lucru până la urmă? Dacă au menționat că acesta este cel feminin, este posibil să apară și cel masculin, adică este o probabilitate foarte mare. La începutul acestui videoclip v-am spus că nu avem o confirmare 100% de la cei de la Fortnite sau de la cei de la Samsung, însă cei de la Samsung au dat leak la acest lucru, adică practic putem spune că este un leak. Cineva de pe Twitter i-a întrebat pe cei de la Samsung dacă skinul acesta este un skin exclusiv și dacă va veni la pachet cu următorul produs de la ei, pentru că se presupune că va apărea un nou model de Samsung, mi se pare că Samsung S11, iar cei de la Samsung din Irlanda au spus că au controlat acest lucru, iar pentru moment nu avem nicio informație despre acest skin, care, apropo, chiar arată bine, dar îți sugerez să urmărești live-ul Galaxy Unpacked, care este marți pe 11 februarie, iar Galaxy Unpacked este practic un live în care ei anunță produse noi, dacă nu mă înșel, și probabil și alte colaborări, și în continuare a scris probabil că vom anunța ceva despre un nou skin, cine știe. Deci putem spune că acest răspuns este într-adevăr un leak, adică ori au confirmat acest lucru că skinul acesta va fi skinul exclusiv de la ei, ori că pe 11 februarie va apărea un skin exclusiv, adică nu va fi acesta, ci va fi altul. Cel puțin asta este părerea mea, adică de ce ar menționa ei că probabil vor anunța un skin nou. Sigur are legătură cu un nou skin exclusiv și este posibil să fie chiar Iris. Dar da, băbuiți, cam acestea au fost toate informațiile pentru acest videoclip. În secțiunea de comentarii îmi puteți spune părerea voastră despre răspunsul celor de la Samsung și care este părerea voastră despre acest skin și dacă credeți că el va fi skinul exclusiv. Dar dacă ți-a plăcut sau dacă te-a ajutat acest videoclip, nu uita să spargi butonul de like. Pentru mai mult conținut cu Fortnite, nu uita să te abonezi și să activezi notificările de pe clopoțel. Și până data viitoare, eu am fost Antidot. Baftă! Dacă ți-a plăcut acest videoclip și vrei să continui sau dacă vrei să mă susții, nu uita să folosești codul ANT1R la Suportă Creator pe Itemshop.